Astra Giurgiu rămâne o echipă paradoxală, echipa cu cel mai bun atac și cu una dintre cele mai slabe apărări, dar și ocupanta primului loc în clasament și echipa cu mari probleme financiare. Una peste alta, formația Giurgiu Venilor are și puțin noroc. A scăpat la limită de pedepsele cu depunctarea și interdicția la transferuri, cu care era amenințată de Comisia de Disciplină a FRF pentru datoria de 50.000 de euro către o firmă de impresariat. Clubul Astra a achitat atât datoria către compania de management, cât și amenda în valoare de 3.000 de lei. În ultima dintre cele 5 zile de grație acordate pentru executarea integrală a obligațiilor de plată. Decizia inițială fusese luată de Comisia de Disciplină pe 15 octombrie, iar data limită pentru a face dovada plății este 12 noiembrie. Cei 50.000 de euro pe care Astra îi datora reprezentau comisionul clubului către firma de impresariat în contul transferului mijlocașului Vincent Laban la Astra în 2013. Pe de altă parte, Astra a fost nominalizată de directorul administrației de licențiere din cadrul FRF, Viorel Duru, între echipele cu datorii la jucători sau terți, astfel că rămâne posibilitatea să fie depunctată din alte motive decât cel prezentat mai devreme. Mai este de spus că 9 dintre cele 14 echipe din Liga 1 riscă să fie depunctate pentru datorii, fără probleme fiind doar Steaua, FC Voluntar, Concordia Chiajna, CSU Craiova și ACS Poli Timișoara. Cele 9 echipe care au figurat cu datorii pe 30 iunie au timp până la 31 octombrie să facă dovada că și l-au achitat pentru a scăpa de pedepse. Conform normelor FRF, prima sancțiune este penalizarea cu 3 puncte în clasament pentru cei care nu și-au stins datoriile până pe 30 septembrie. Apoi, dacă nici la 31 octombrie nu au fost achitate restanțele, clubul va fi sancționat în plus cu câte 2 puncte pentru fiecare categorie de datorii. Propunerile de sancționare vor fi transmise de managerul de licențiere către Comisia de Disciplină și Etică FRF la data de 15 noiembrie 2015. Se precizează într-un comunicat publicat ieri pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal, care este semnat de Viorel Duru. Campionatul județean fotbalistic al Ligii a 4-a se apropie de linia de final a primii sale treimi, sâmbătă fiind programată etapa cu numărul 8 din tur. O etapă ce se anunță interesantă, mai ales că lidera clasamentului, Dunăra Giurgiu, va întâlni acasă ocupanta locului 3, PSR Real Colibaș. În eventualitatea unei înfrângeri a Giurgiu Venilor sau unui egal, Arsenal Malu ar putea trece pe primul loc, pentru care meciușor acasă cu Real Vărăști, acum pe locul 8 în clasament. Toate partidele de sâmbătă sunt programate începând cu orele 16. Iată clasamentul Seriei Sud după etapa cu numărul 7. Clubul sportiv Dinamo București a adresat recent o invitație secției de lupte greco-romane de la CSM Dunăra Giurgiu pentru participarea la turneul memorialului Victor Dolipski. Competiția s-a desfășurat weekendul trecut la sala de lupte din complexul sportiv Dinamo, unde aproape 100 de copii din București, dar și din Giurgiu, Brașov, Bușteni, Constanța și Câmpul Lung s-au luat la luptă dreaptă pentru a vedea care sunt mai buni. Sportivii noștri s-au întors la Giurgiu cu 5 medalii. Clubul sportiv municipal Dunărea Giurgiu a avut rezultate deosebite, obținând 5 medalii. Precum ne-am așteptat, sportivii de la categoriile mici au ocupat locuri fruntașe și aici aș vrea să enumăr. Locul întâi obținut de sportivul Gheorghe Valentin la categoria 26 de kg. Locul 2 obținut de către sportivul Gheorghe Florin la categoria 47 de kg. Locul 3 obținut de Gheorghe Alexandru la categoria 30 de kilograme, locul 3 obținut de către sportivul Rotaru Cosmin la categoria 100 de kilograme și locul 3 obținut de sportivul Răbâncă Mihai la categoria copii 2006 la categoria 47 de kilograme. Această competiție s-a vrut a fi ultima verificare a sportivilor giurgiuveni calificați pentru campionatele naționale de lupte greco-romane, ce se vor desfășura la sfârșitul lunii la Târgu Mureș.